Salut! A plouat de două zile, pământul s-a înmuiat, a primit apa necesară, așa că vreau să pun în pământ, să plantez în pământ butașii de Ioșta, butași pe care i-am pus în aceste ghivece în luna ianuarie. Se vede că au lăstărit, așa că trecem la operațiunea de plantare am să execut pe această linie găuri de plantare din 3 în 3 metri, găuri în care voi planta câte doi butași din acest arbust. Scoatem butașii din pământ să vedem dacă au rădăcini. Ia uitați! Au început să se formeze muguri rădăcinilor. Acesta are chiar rădăcini bine formate. Deci, în două luni de ținut în casă, au format rădăcini. Și acesta are rădăcini foarte bune, și acesta are rădăcini foarte bune acesta la fel rădăcini foarte bine dezvoltate acestea nu acesta are rădăcini foarte bune și acesta are rădăcini se văd muguri, acesta are rădăcini foarte bune Acesta nu. Încă. Și si acesta are un mugure. Deci, din 12 butași pus la rădăcinat, avem 9 butași înrădăcinați cu rădăcini bine dezvoltate. Așa că voi pune în groapa de plantare. Un butaș cu rădăcină formată, unul fără rădăcină formată. În felul acesta mă asigur că în fiecare groapă de plantare există un butaș cu rădăcini formate, viabil pentru a se prinde. Și aici la fel să pun unul cu rădăcină, unul fără rădăcină deja formată și tot la fel până umplu toate cele șase gropi de plantare pe care le-am executat. După ce am pus butașul, butașii în pământ, tragem simplu pământ peste ei, cu atenție să nu rupem nici mugurii, nici rădăcinile, presăm pentru un contact ferm. Adăugăm și niște compost în groapa de plantare cu ce nu și amestecat pentru o bună hrănire a noilor plantuțe. Și gata. Așa arată prima plantare executată în această primăvară în care am plantat butașii pe care i-am obținut prin rădăcinarea de butași de Iosta. Și avem aici pe cartonaș chiar și data, dar nu văd foarte bine că nu am ochelarii. Este vorba de ianuarie 2024, dar nu mai știu exact când. Am să scriu în descriere când a fost executată această operațiune. Mergem la fiecare groapă de plantare și plantăm butașii noștri. așa că se vede, printr-o operațiune foarte simplă, am obținut butași din plantele pe care le-am plantat anul trecut. Vârfurile acestora au fost tăiate la și am obținut aceste mlădițe minunate pe care acum împreună le plantăm în pământ. Urmează udarea. La fiecare groapă de plantare adaug cel puțin 5 litri cu apă pentru ca în felul acesta să hidratez bine pământul și odată cu hidratarea pământului, acesta se tasează și elimina aerul din jurul tulpinilor nou plantate. Tot în aceea zi din luna ianuarie a acestui an am pus la înrădăcinat și câțiva butași de coacăs. Haideți să vedem ce rezultate avem și la înrădăcinarea acestor butași de coacas Extragem primul butaș și observăm care mugure de rădăcină. Următorul, la fel. Are un muguraș de rădăcină nou format. Următorul. Și acesta la fel are și de rădăcină. Acesta încă nu a format. Ba da, se formează acum un pinten. Din care va ieși o nouă rădăcină. Ia să vedem aici. E, acesta are unul mai sus și doi mai jos. Deci din 5 butași, 4 au rădăcinile deja formate. Unu nu. Așa că vom voi planta și pe aceștia câte doi. Unul cu rădăcină bine formată și unul cu un pinten. Ei, dar toți au, toți au, cinci, din cinci, toți au format rădăcini. Ii voi planta și pe ei în același stil de groapă, cum am plantat Iosta mai devreme. Atât pentru astăzi, multă sănătate și aveți grijă de voi.